as the angle goes in. In the trap of the angle! La 61 de ani, Sandu Neagu s-a stins fulgerător. Atacantul de clasă al Rapidului s-a despărțit de minge în mod tragic. La un antrenament al echipei sale de suflet a vrut să-și exerseze șutul și a fracturat femurul, a fost internat în spital, iar astăzi a murit în urma unui stop cardiorespirator. Fosta gloria Rapidului a dat piept în piept cu Marele Pele la Mondialul din Mexic, unde a și înscris un super gol pentru România în partida cu Cehoslovacia. Sandu Neagu a fost convocat de 17 ori dintre tricolori, pentru care a marcat de 4 ori. A evoluat la o singură echipă, marea sa dragoste Rapid, timp de 15 ani, cu care a câștigat un titlu și două cupe. A marcat de 93 de ori în Liga 1 pentru Albi Vișini și s-a retras în anul 1978. Mâine, rapidiștii vor juca cu Steaua pentru un simbol, pentru rapidistul Sandu Neagu.